Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou comentariu. Astăzi vom vorbi despre Counter-Strike. Mai întâi scuzați-mă pentru postările mai rare din ultimele două zile. Am avut un program mai încărcat și vreau să vă spun că astăzi seara o să postez episodul 3 din seria de promovări. Deci rămâneți pe canal. Haideți să începem, da, Counter-Strike, ce e cu el, despre ce vrei să ne spui? Pe pot spune că o să-i descriu istoria. Jocul a fost lansat în 1999 ca un mod al celebrului joc Half-Life, care abia apăruse cu un an în urmă. A fost creat de doi oameni, Min Klee sau Gooseman și Jess Cliff. Știați că de la numele lui Gooseman este acel spray din Bombsite A-2 Goose, care este prezent în toate iterațiile CS. Valve, după ce au văzut modul și ce succes a avut la început, s-au decis să îl preia și să-l facă un joc standalone, adică să nu mai depindă de Half-Life. Mai pe românește, a devenit independent. Jocul a evoluat și s-a oprit la versiunea 1.6 în 2003. Dar știați că 1.6 nu prea a fost iubit la început? Lumea s-a jucat 1.6 pentru încă vreo 2 ani. Pe mine m-a mirat asta când știam cât de iubit este și a fost 1.6. Între timp, tot în 2003, Valve au lansat Counter-Strike Xbox, care era, of course, pe primul Xbox, cel din 2001. Jocul avea alte modele la arme și alte texturi, au fost introdus boții, armele mai ales fiind aproape la fel cu cele din următoarea iterație, Counter-Strike Condition Zero. CS:CZ sau Counter-Strike Condition Zero a fost lansat în 2004. Problema cu acest joc este că a apărut prea târziu sau că nu a avut motorul grafic Source. Jocul e ok, este ca 1.6, doar că are alte texturi, adică hărțile arată un pic mai bine și este un pic altfel. Modelele armelor sunt diferite, etc. În acest joc este și o campanie single player cu boții cam nașpa, în care îți selectezi câțiva boți și trebuie să câștigi meciuri de CS, gen clasic, ca un competitiv pe CSGO. Și unlockezi hărți noi în campanie. Pe lângă CS:CZ, mai există și CS:CZ Deleted Sins, care este un joc cu campanie single player cu o mini poveste în care tu ești antiterorist și te bați în general cu teror. CS:CZ a fost un eșec, dar nu putem spune același lucru despre următorul joc din serie, Counter-Strike Source. Counter-Strike Source sau CS:CZ a apărut în 2004 și de prin 2006-07 până în 2012 a cam dominat comunitatea de player casual, excluzând Europa de Est și mai ales România. Știți că noi ne jucam CS:CZ până la GO, pentru că era tat, că era mai ușor de luat, etc. Jocul, după cum spune și titlul, este pe motorul grafic Source, ca și Half-Life 2, Portal 1.2, Left 4 Dead 1.2 și CSGO. Jocul este exact 1.6 cu motorul Source, adică aceleași moduri de joc, multiplayer și boți. Hărțile sunt la fel, dar totul arată mult mai bine și armele au un recoil mai altfel. Poți face spray cu AK, de exemplu. După Source a apărut CS Online în 2007, care este pe motorul CS:1.6 și este doar în China. Nu prea știu multe despre jocul ăsta, dar știu că are moduri prestabilite gen zombie și arme noi. După o lungă pauză, în 2012, în sfârșit Valve a ieșit din burlog și-au lansat CSGO. Jocul știu de toată lumea astăzi, dar la lansare nu erau rancurile și skinurile. Totuși, s-au băgat repede în 2013. Jocul la lansare avea păreri mixte, dar în timp au devenit cu toate pozitive. Și într-un sens bun și rău în același timp, a cam reușit să omoare CS:1.6 și Source. Numai pe la noi mai în viață 1.6, deci don't worry. Jocul a adăugat arme noi, moduri noi și sistem de matchmaking, toate fiind așteptate de fani. Totuși, sistemul de skin-uri, trade și inventory din GO este, după mine, cea mai cool chestie ever ce s-a putut adăuga în GO. Și da, acesta a fost videoclipul meu în care am vorbit despre istoria CS-ului. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, vă rog apăsați butonul de like, o să mă aștept mult. Și dacă nu ați apăsat încă butonul de subscribe, vă rog să faceți acum. Eu am fost Hidden și vă urez o zi bună. Ciao!